homosexualii, bolile mentale și violența la televizor. Ce spune psihologia? Fie că ne dăm seama sau nu, psihologia face parte din viața noastră de zi cu zi. De la modul în care sunt prezentate produsele în magazine, la obligația de a respecta legile, vrem nu vrem, concepte din psihologie ne influențează comportamentul. Uite câteva întrebări provocatoare. Este influențat modul în care îmi cresc eu și îmi educ eu cei doi băieți, de modul în care proprii mei părinți m-au crescut și m-au educat pe mine. Este eficientă psihoterapia în tratamentul depresiei și a altor tulburări mentale. Totim impozitul pe venit pentru că suntem conștienți de obligativitatea noastră morală de cetățeni sau pentru că ne este frică de amende dacă sau când suntem prinși precum și de alte repercusiuni negative? Ei bine, psihologii caută și dau răspunsul la aceste întrebări, precum și la multe altele. După cum ai observat din întrebările precedente, psihologia atinge nu doar domeniul personal al vieții noastre de zi cu zi, ci are ramificații și în zona politicii legislative și sociale a societății în care trăim. În urma cercetărilor și teoriilor psihologice formulate în ultimii aproape 150 de ani de la înființarea psihologiei ca un domeniu de cercetare științific în laboratorul lui Wilhelm Wund, părintele psihologiei moderne de la Universitatea din Leipzig, omenirea a beneficiat de legi care au dus la îmbunătățirea condiției noastre umane. Astfel, au rezultat legi referitoare la discriminare, la pedeapsa capitală, la pornografie, la protecția bolnavilor mentali, la comportamentul sexual, la mărturia martilor oculari și la circumstanțele în care o persoană nu poate fi considerată responsabilă pentru acțiunile sale. După cum îți poți da deja seama, legătura dintre psihologie și modul în care ne trăim viața de zi cu zi sub umbrela legilor naționale este foarte strânsă. Spre exemplu, haideți să ne uităm puțin la câteva detalii despre legile referitoare la devianța sexuală. În ultimii 50 de ani, aceste legi și substraturile psihologice care au influențat corpul legislativ arată că, uneori, ceea ce anterior a fost catalogat drept perversiune a devenit mai apoi normalitate. Și mai specific, homosexualitatea a fost considerată încă din prima ediție a manualului de diagnostică și statistică a tulburărilor mentale, Biblia psihiatrului și a psihologului clinicial ca o boală mentală. Asta a fost în 1952. Peste 20 de ani, în 1974, manualul a fost reeditat și diagnosticul dat homosexualilor nu mai includea tulburarea mentală, iar în 2013, la ediția 5-a, manualul a renunțat la categorizarea oamenilor în baza orientărilor sexuale. În România, homosexualitatea a fost ilegală înainte de 1989 și cei priși de miliție erau supuși unei terapii de conversie, care includea electroșocuri și uneori chiar castrarea. Începând cu anul 1968, articolul 200 din Codul Penal prevedea pedeapsa cu închisoarea între 1 și 5 ani a relațiilor între persoanele adulte de același sex, cu posibilitatea includerii de factori agravanți care creșteau pedeapsa la un maxim de 15 ani de închisoare. În 2001, această lege a fost abrogată. Așadar, Ceea ce a fost considerat a fi un comportament sexual pervers a devenit, printr-o simplă schimbare de lege și printr-o declasificare din manual, ceva din domeniul normalului. Și totuși rămâne de menționat faptul că stigma care este atașată homosexualilor încă există în societatea românească, iar relația dintre două persoane de același sex fiind considerată un păcat moral, de către Biserica Ortodoxă Română. Un alt exemplu al impactului pe care l-au avut cercetările din domeniul psihologiei asupra societății în care trăim este acela referitor la considerarea efectelor violenței pe posturile de televiziune. Din cauza efectelor nocive ale unor astfel de emisiuni, în prezent, programele speciale pentru copii conțin mai puține scene violente explicite. Păi de aceea, filmele de seară începeau la o oră mai târzie, când se presupunea că copiii mici erau deja în pat la culcare. Acum cu Netflix nu mai ține nimeni cont de ora difuzării. Așadar, prin studierea în mod științific a modului în care oamenii gândesc, reacționează și se comportă în anumite situații, psihologia ne poate ajuta să înțelegem mai bine propriile noastre atitudini și reacții. De aceea am pasă mie de psihologie.